sacrată de protecție a semănăturilor. Pentru acest costum fabuloase sunt dantelele. Sunt acele elemente de finisaj care adaugă un coeficient de prețiozitate. Iată pe ce înseamnă finisajul poalelor bărbătești, poalelor femeiești, a tuturor pieselor care sunt înconjurate cu dantelă. Este motivul pentru care fetele începeau să învețe să lucreze cam de pe la 8-9 ani. Era un joc prin care învățau să lucreze dantele, învățau să lucreze apoi elemente componente ale acestor costume și există părți pe care, de exemplu, le făceau copilele. Bentițele, care se mai numeau și gulere sau la gât sau la mâneci, care erau, dacă vreți, exerciții de lucru pe care trebuiau să le facă la aceste vârste. De obicei, știți că și în Europa Centrală se practicau acele formule, mai ales în mediul germanic, de prezentare a diverselor cataloage de motive pe care le transpuneau pe diverse tipuri de țesături, ca să-ți dai seama de dimensiunea motivului. Și atunci aceste transpuneri material din cataloage deveneau un fel de mostrare, să le numesc eu, care circulau. În Transilvania avem, și dacă o să mergeți la Sibiu, la colecția Sigeius, o să găsiți asemenea lucruri și la noi, pe care sașii le-au adus pentru tot ceea ce înseamnă broderia, că prodau și, slavă Domnului, destul de mult, în ambientarea spațiului de locuit și în construcția șorțurilor. Iată de ce înseamnă de asta dată o mânecă. O mânecă în tot în ținutul pădurenilor din Hunedoara, unde modul de compunere de asta dată intră într-o zonă care se duce și către Banat, se numește tablă. De fapt, întreaga mânecă este acoperită de această rețea bazată întotdeauna pe rombul. Rombul, în toate culturile, în toate civilizațiile, are o excepțională valoare solară. El este cel ce ne amintește, și aici aveți două moduri de înțelegere a rombului. Odată este rețeaua cu negru, care constituie, dacă vreți, structura, și apoi, în interior, aveți așa zisa svastică, pe care o vedeți și care este tot un simbol solar. Ei îi spun în zonă gogâscă, n-aș putea să vă spun de unde, asocierea cu aceste capete de gâscă suprapuse. Apropo de pierderea semnificației, dar de păstrarea scriturii în tabul broderiei și al compunerii motivelor. Și aveți acel celebru rom cu coarne, pe care l-ați văzut și prin alte culturi, care este prezent și la noi și nu lipsește, pentru că el, mai ales la costumele femeilor și fetelor tinere, însemna încă un element pe care îl adăugau, pe lângă roșul care însemna vitalitate, dar în același timp și protecție, să nu ne deochiem, da, știm cu toții, mai purtăm și noi din când în când, mai însemna și asocierea mitologică, magică a soarelui ca element de transfer al sănătății, al rotniciei, al înfloririi. O podoabă rară pe care o poartă femeile din Pădureni se numește Edetalie, valoarea accesoriului care era gândit în componența acestui costum și jos vedeți niște forme, sunt ușor spre lumea neolitică, de chei, ele chiar așa se numesc, vedeți, apoi au și inele, era în semnul de șold al femeii căsătorite, care împreună cu un cordon alcătuit tot din benzi cu zinți de cositor, constituie un fel de metalurgie rurală cu virtuți apotropaice, cu calități de simbolism al fecundității. Femeia numai la momentul nunții purta și după aceea acest tip de podoabă,
nu era îngăduit fetelor, fiindcă cheia fecundității era transpusă după căsătorie în perspectiva viitoarei familii, iar mai departe există câteva lucruri foarte valoroase ca mentalitate și comportament cutumiar față de această podoabă, atunci când nu se mai dorea a avea copii, o parte din aceste chei se îngropau împreună cu placenta la un pom uscat. Există un univers extrem de complex în care fiecare lucru își avea rostul, dacă vreți, decorativ, funcțional, dar și mitic. Am prezentat iarăși costumul care este valoarea de sărbătoare, este un moment de colindat, tot la noi în Muzeul Satului, același costum din Hunedoara Pădurenilor, unde fetele sunt ca niște mici explozii de roșu. Spre Alba, de astă dată, o ingenioasă transpunere a mânecii, care, vedeți, volan foarte, foarte amplu, care la nivelul mâinii creează această volumetrie cu totul specială. O să-l avem puțin și din față, iată-te, și împreună cu basmaua și cu cătrințele, dau acest tip de roșu vermillon, care se regăsește și în broderia costumului masculin. Toată zona aceasta central europeană și centrată pe Transilvania noastră în multiculturalitate aduce o serie de elemente care țin de prestigiul cromatic al unor zone. Tipul acesta de roșu, pe care o să-l întâlnim în Apuseni, este adus împreună din partea cealaltă a Budapestei și de acolo, de fapt, de la Viena. În zona Argeșului trecem la un costum extrem, ați văzut, la Valentino, parcă mi-a arătat, exact acest tip de broderie fastuoasă, care se asociază paieta și mărgica, în care scriitura decorativă, uitați-vă, merge către acești pomișori ai vieții, merge către aceste elemente vegetale care fac trimitere la viața fără întrerupere. Dar atenție, ele se poartă de astădată, de la talie în jos. Pentru femei știm cu toții și protecția fundamentală este a pântecului, este a locului matrice a vieții. De aceea și mărțișorul, femeile căsătorite mai în vârstă, după 25 de ani, purtau întotdeauna mărțișorul, nu la vedere, ci în jurul taliei. Să știți că în cultura tradițională, de aceea erau și strigăturile aferente cine nu se mărita în legi, după 25 de ani erai domnatic, după 30 erai bătrân. Deci simțiți-vă cum considerați și după ce criteriu al societății de azi sau al culturii tradiționale. Iată-o și în postura în picioare, în care practic toată această vestimentație de mare frumusețe, de un rafinament și de o dificultate a realizării, pe care cred eu că suntem un popor care avem până în vremea aceasta cel mai valoros costum, pentru că totul este broderie pe fire numărate. Este nu o broderie care se realizează, știu eu, pe mai multe fire, ci la fir. Din acest punct de vedere avem un grad de complexitate pe care nu prea mai întâlnim la alte etnie. Poate din motivul acesta, Ioana, mult se adresează nouă, pentru că am reușit în puținătatea mijloacelor să găsim instrumente prin care toate aceste elemente, nu numai că intră într-o compoziție de maxim rafinament,
dar care exprimă un nivel de dificultate și de creativitate maxim. Deci, din acest punct de vedere, probabil că este o sursă permanentă de inspirație costumul tradițional și este de asemenea o trimitere pentru momentele dilematice ale ființei, pentru că el reușește să redea nu numai demnitatea umană, în sensul confortului spiritual de astă dată, dar și al unei identități și vizibilități pe care, fie iertat, nicio altă haină nu ți-o poate conferi. Costumul bărbătesc, totdeauna există o complementaritate între costumul tradițional bărbătesc, care este, dacă vreți, ca o insulă de puritate și de alb, doar brâul este elementul ce marchează iarăși pântecul și vitalitatea. În rest, broderiile merg la finețea albului pe alb, merg la accente, iacătă de fir, de broderie care are și firul metalic, pentru a putea marca somptuozitatea. Costumul masculin este, poate, la român, unul dintre cele mai rafinate. Nu este completat de culoare decât ca accent la gule, la mâneci, la poale. Spre deosebire de costumul feminin, care este de-a dreptul imperial, iacătă-l pe cel din Banat, unde firul de aur și tipul de broderie este cel mai fastuos, iacătă mai departe ce înseamnă acoperitorile de cap lucrate în același tip de țesătură, care se numește în zonă prea mărunt. De fapt, este o țesătură care se realiza cu oglinda sub trama urselii. Apropo de negativul, cine a țesut sau cine știe lucrurile acestea, cunoaște dificultatea că este atât de fină. Este, dacă vreți, ca și o broderie medievală, este ca o broderie liturgică, în care toate elementele se detașează. Din nou vedeți rombul, din nou vedeți stilizările geometrice, din nou vedeți toată această rafinată scritură ce vă vorbește de măestrie. Aici aveți unul din romburile cu cârlige, cum se numește, sau soarele cu raze. O să le întâlniți pe porți, o să le întâlniți pe ceramică, îl întâlniți pe vestimentație și el este considerat în literatura de specialitate ca fiind expresia unei civilizații stabile, a unor oameni care erau preocupați de astru celest ca fiind în special agricultori. Da. Hainele groase care sunt din acel postav de lână, țesut și care pe formele foarte simple, toate sunt pe liniile de fir drept, adaugă postavul colorat. Este vorba de bihor, iată și în varianta fără ținută de iarnă, cu pieptare. De astă dată, iată despre ce vorbeam la bărbați, manșetele sau cumnașii și gulerele care sunt cu broderie. Pe rest, totul este alb pe alb. Și un rol decorativ, o să vedeți, mai au și nasturii. Câțiva și o să-i vedem după aceea. Bihorul este o zonă în care bărbații, întoarce-te puțin și prezintele trei foarte șorți sau zadie, tot după model german. Da, putem merge mai departe. Tot de apuseni, ați văzut fata tânără cu cătințele de roșu vermion, iacătă și din zona Buciumanilor, un element foarte special este acest șorț, a cărei broderie este pe mătase, extrem de migăloasă, o broderie, iacătă-o, în cruci. Ceea ce trebuie să țineți și să rețineți este că toată această broderie pe fire numărate nu se face după model.
Nu se face pe un tipar, nu se face după un catalog, ci după un cod nescris care este reținut mental, arhetipal, transmis și văzut în Banat. Și acum îmi povestea un coleg de la Timișoara, exista până în pragul veacului 21 acel tip de obicei ca, înainte de Paști, pentru că toate fetele doreau să fie cu totul speciale, plecau la furatul de modele. Se duceau pe depusă masă în vizită, acolo unde știau că sunt fete de măritat, sunt fete tinere în casă, ca să surprindă un motiv. Deseori nu se putea ajunge la motiv, ajungeau să plătească ca să vadă o nouă compoziție. O nouă compoziție însemna, de fapt, modul de tratare și stilizare al unei flori. Nu însemna spargerea structurii, ci însemna un detaliu sau o cromatică. Deci era vorba de integrarea noutății și nu de distrugerea structurii pentru a putea să te evidențiezi. Era ca într-un limbaj. Barbarismele erau puține. Din nefericire, limba se păstrează astăzi mai puțin, ca și multe alte forme de artă. Brăcirea sau brâul, în multe locuri din Transilvania, era tricolorul. Era tricolorul care se țesea și acela în casă, pentru că era singurul mod în care puteau să-și exprime identitatea etnică. Iar asociațiunea Astra, știți și voi, în Transilvania, a lucrat foarte mult pe această direcție și aveți zone, iacătă Alba, iacătă Orăștia, în care tricolorul este inclus în cromatica compozițiilor decorative. Dobrogea. Dobrogea este o lume în care, de astă dată, până văd în jos spre Bulgaria, Grecia, veți întâlni acest tip de catrință, de pistelică, cum spun ei,